Bun, deci în acest video o să vă arăt cum lucrez eu pe cote minime, da? Cote minime, despre cote minime și cum se fac, am vorbit în video anterior. Este vorba în situația în care faci reabilitare și mergi cu un strat sau două peste existent și există diferență dintre panta proiectată și panta existentă. Panta existentă s-a mai lăsat, s-a mai nu știu ce, și atunci trebuie să se face egalizare. Și egalizarea asta ar fi de dorit să fie minimă, pentru că să nu meargă mult material. Și ca să faci egalizarea minimă, trebuie să-i faci un lung pe cote minime, cum ar veni. Pe cote minime, asta înseamnă că panta sau platforma patul drumului, da, adică partea de jos a proiectului cu pantele deja calculate, cu supraînălgiri, cu supraînălțări, trebuie să se așeze cât se poate mai pe existent, da, adică punctul minim de pe platforma, da, care este, de exemplu, dacă este în supraînălțare, da? Asta e existentul, aici se atinge. Asta e punctul minim. Deci lungul meu, eu pe aici lungul meu trebuie să-l fac în așa fel, ca platforma mea să se atingă în punctul minim de terenul existent. Și pentru asta eu am făcut lungul. Printr-o linie de asta imaginară, da? Care atinge existentul, cote minime. Și asta este linia. Și eu acum trebuie să merg cât mai pe linia existentă, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, trebuie să mă strădui în așa fel încât să... Deci trebuie să merg pe linia asta, în plus să păstrez și un proiect cât de cât, adică nu pot să fac în așa fel încât să-mi bat joc de profilul longitudinal, în sensul că când circul cu mașina, să-ți fie confortabil. Deci nu pot să merg nici după linia asta de cote minime pe care o creez eu, așa cum este ea cu dinți de ferestrău, dar trebuie să mă strădui în același timp să fie ok. Acum o să vedeți situații de genul. Da, deci eu lungul meu mă strădui să-l pun fix pe pe linia asta albastră. Unde se primește mai înalt nu e nicio problemă, adică se înalță mai mult, adică eu pe porțiunea asta eu nu pot să mă îngrop, da, să merg fix pe cote minime, pentru că este o zonă foarte mică. Și atunci dacă îi merge așa, deci n-am făcut nicio reabilitare, deci practic merg pe existent. Dar așa se vede aici, aici se și vede de mai departe, se vede că aici trebuie să fie o linie dreaptă, n-ai ce să cobori pe 2-3 metri, da? Și aici la fel, regen. Aici practic nu trebuie să-i băgăm nicio rază pentru că este un vârf cu om mai mic decât ne interesează pe noi și aici iarăși trebuie să-l aduc pe ăsta pe linia asta albastră. Perfect. Ăsta ajutător îl ștergem și acum vedeți cum merge fix pe linia albastră. Aici s-a dus mai jos, asta e, facem frezare mai multă. Aici iarăși facem, dar în schimb per total, cu un vârf de ăsta, care M-ul are 0,17, deci dacă depășește 0,5, trebuie să-i băgăm o rază, dar dacă are 0,17, putem să-l lăsăm și fără rază. Mai departe aici, da? Deci avem raza, vedem că intrăm prea mult în jos, în săpătură și atunci pe ăsta... Raza asta trebuie să o ridicăm. 4, 5, 1, 2, 3.
Încercăm să ridicăm din rază. 80. 80, nu, 70. Deci încerc să merg cu raza în așa fel încât să meargă cât mai bine pe linia asta albastră. Asta albastră care înseamnă cote minime, creată mai devreme după un cod. Da? Și aici merge perfect. Acum alineamentul ăsta. Alineamentul ăsta, aici mi se termină raza și alineamentul ăsta trebuie să-l iau și să-l pun aici, la punctul ăsta. Ca să merg la milimetru, cum ar veni. Perfect. Nu știu, mi-au dispărut kilometri, nu știu la ce kilometru mă aflu aici. Și pe ăsta din partea asfaltă, la fel, îl iau și îl ridic aici. Nu vrea să se ridice. Ceva aici n-am făcut bine. Deci încă o dată, săgeata. Aici nu e nicio săgeată, aici este săgeată. Aici nu încurcă nimic, aici hai să micșorez un pic raza asta, pe urmă modific, poate mă încurcă să fac 12.005, 1, 2, 3, hai să micșorez raza să văd. E nasul, uite punctele astea, dar avem trei puncte. Unul din ele e mijlocul. Mijlocul, ok, este însemnat cu săgeată, îmi dau seama care e mijlocul. Dar din astea două, care e începutul și care e sfârșitul? Cum îmi dau seama? Ca să știu de care trag până la urmă urmei. Asta e mijloc. Hai, le-o cu asta. A mers acum. Cred. Deci, aici pe zona asta tot îl punem aliniament. Asta îl ridicăm un pic până aici. Și acolo o să săpăm. Asta este. O să frezăm mai bine, zis, nu o să săpăm. Și ăsta, aici e bine. Așa, și acum să aducem raza asta tot la linia
De cote minime. Deci 5.000, 12, 1, 2, 3. 12 e mult, s-a dus prea jos, da? Punem 10. Ninge afară. 1, 2, 3. Așa. Vezi acum cât de cât e perfect. Deci aici este mai sus, mai sus, mai sus. E, am putea să o punem de 11. Să fie mai jos. Da? Aici un pic mai mult decât cota minimă. Aici un pic mai puțin. Da? Deci în principiu e ok. Deci cam asta este racordul în zona respectivă. Mai ales că noi aici încă trebuie să îl aranjăm. Ăsta e ok, aici vine pe linia care ne interesează pe noi, poate să trebuie să-l coborăm un pic. Dar îl coborăm la punctul ăsta, da? Pentru că aici deja era acordul. Îl aducem aici. Aici am. Deci se mișcă foarte greu. Nu mai înțeleg nimic. Iar săgeata asta s-a dus. Că aici e în mijloc, am înțeles. Da, e bine. Și acum mai verificăm încă o dată, da? Deci aici merge peste. Cam la jumătate aici merge sub. Plus, minus, putem să încercăm aici să băgăm totuși 10.000. Așa e mai bine, cred. Așa, mai departe aici. Unde e mai jos, unde e mai sus, dar în principiu respectă linia albastră, e perfect. Doar că pe ăsta să-l reglăm iarăși. Aici e mijlocul. Ăsta să îl coborăm un pic, nu? Sau e ok aici? Pe zona asta e ok. Aici tot e ok, mai puțin raza asta. Hai să-l ridicăm pe ăsta și să încercăm să centrăm raza. Așa, până aici. Așa, acum raza asta putem să mărim, zic eu. Aici e bine. Asta pare că trebuie să o dăm mai în jos un pic, pentru că din cauza la vârful ăsta, dar vârful ăsta e 1, dar în principiu... cred că trebuie coborât aici. Așa e mai bine. Și ăsta la fel. Să-l coborâm nu chiar atât de jos, aici. La mijloc, zic eu. Să treacă între. Perfect, așa. Da, și aici un pic se frezează, dar în restul picheților merge perfect. Și aici cu raza asta zic eu că trebuie să o mai mărim, pentru că se vină la linie, la cota minime. 25. 30. Așa, 40, 1, 2, 3. Așa, perfect. Aici e bine. Să vedem până unde se duce. Aici e bine. Aici, iarăși, da? Deci dacă ne uităm noi mai departe, vedem că aici vine un aliniament cât de cât, după care vine o rază și iar la aliniament coboară mai în jos, da? Dar dacă ne uităm mai aproape, după cote minime ne zice că noi ar trebui să ne urcăm pe aici.
Noi nu putem să facem chestia asta, da? Pentru că totuși facem proiectul, îl reabilităm, îl facem proiect, nu mergem după terenul ăsta cum arată el. Că unde s-a mai lăsat, că unde s-a mai înalțat, dar în principiu nu putem aici să băgăm două raze, da? Mai ales când facem proiectul. Încercăm să ne urcăm cât de cât pe linia asta albastră, dar racordul trebuie să rămână asta. Aici. Hai să ne ridicăm la linia asta. Deci asta avem un punct acolo, un aici. Pe ăsta luăm și mutăm aici. Perfect, s-a ridicat. Aici nu avem ce să-i facem. Adică aici am putea să ne ridicăm și aici un pic, da? Și să-i adăugăm mai mult asfalt ca să nu intrăm atât de mult în frezare. Vedem. În principiu aici e bine. Aici iarăși un mic. O să meargă mai multă egalizare. Dar nu-i nimic. E ok. Deci nu putem să facem aici gaură pe porțiunea asta de 20, 30, 40 de metri, da? Mergem linie dreaptă, chiar dacă mergem mai multă egalizare. Important. Drumul nostru, planietatea drumului nostru, când mergem, să mergem drept. Bun, aici la fel. Deci ăsta ar fi mijlocul. Eu trebuie să mă iau de ăsta. Îl pun aici. Mai sus. Perfect, aici s-a lăsat un pic, e lăsat terenul, de fapt nu ne interesează pe noi. E perfect, perfect. Așa. Mai departe, ăla l-am pus acolo, ăsta îl punem aici. În principiu e bine așa. Să vedem ce facem cu gaura asta. Aici. E cam mare. Aia ce trebuie să mergem cumva. Vedem cum mergem. Bun, deci cam asta este cu profilul longitudinal pe cote minime.